fost știința, chiar în teoriile cele mai marcante. Asta e un moment de experiență majoră în care Newton a conștientizat legea atracției universale. A făcut el multe în momentul respectiv. Și în care calculul, modelarea matematică a devenit regină. Însă, revin la Mario Bungi. El atrage atenția. Orice teorie științifică este o ficțiune. Este științifică acea ficțiune, dacă este dacă se poate testa și e bine testată până în niște limite, dacă este impecabil logico-matematic și dacă semantic cuvintele pe care le folosesc sunt bine definite. Atunci e o ficțiune atât de îmbrânzită încât e teorie științifică. Dar întotdeauna o să găsesc în testare, în exprimare, undeva o limită de la care ficțiunea respectivă nu se mai potrivește pe de-a întregul realității. Deci nu am o teorie, o ficțiune care explică tot. Care poate explica tot. De asta spuneam eu acolo că Mario Bunghe ne spune nu poți să faci știință fără un pic de imaginație. Na, ficțiune fără un pic de imaginație, nu poți. Drăgănescu ne spune nu poți să faci știință fără un pic de intuiție introspectivă. Fără imaginație și intuiție. Logica a venit, logica și experimentul venind să le curățe de balast, de unele balasturi care pot fi puse de prea multe imaginație sau de falsă înșelătoare intuiție. Dar tu, în cunoaștere, în procesul de cunoaștere, trebuie să-ți antrenezi să le folosești pe cele două. E, fiecare formulă de aici înseamnă câte o situație de răsturnare a concepției și a unor credințe și prejudecăți din fizică. Cumva apropiate au fost descoperirea cuantelor. Deci formularea ideii de cuante de către Max Planck. Și iar să ne referim la capacitatea de acțiune. E frecvența mulțită cu o constantă, unita minimă de acțiune. Și celebra formula lui Einstein, da? În care percepția noastră că lumina ar trebui să își compună vitezele, așa cum știam noi, vitezele a doi fotoni să se compună, sau unui foton și unei bile să se compună, așa cum știam noi, din intuiția directă, în mijlocită, a fost dată peste cap de către un experiment Michael Morley, care a răsturnat tot. Din cauza acestei situații, care răsturnau o grămadă de prejudecăți și de convingeri pe care stăteau mulți oameni de știință și opera lor, Lorenz e un exemplu foarte interesant. Ăsta n-a putut să accepte niciodată. Formulele se cheamă lui Lorenz. Deci, în urma expertului le scrisese, contracția lungimilor. Deci, toate el le scrisese. Nu le putea explica. Tot încerca să aducă eterul. Eterul parțial. Și dacă vă uitați în original, sunt sute și sute, poate mii de pagini de calcule și socoteli. Am muncit Lorenz săracul până a nebunit. Ca să vină aici să spună, nu, trebuie să spunem, să observăm numai două lucruri. De o banalitate, legile fizicii pe care le căutăm trebuie să fie universale. Deci trebuie să fie aceleași în orice sistem de referință. Asta e prima mare chestie pe care o enunță. Se știe implicit, dar nimeni nu enunța și nu o lua în logica dezvoltării teoretice în seamă. Și a doua, viteza luminii este o constantă.
în vid. Viteza mântului vid este o constantă în univers. Și de la asta o cărticică de 400 pagini, atât număra în original cărticica lucrarea lui Einstein, a răsturnat punctul de vedere al unei preștiințe. Ei bine, tot în perioada aia suntem sincroni cu pișoarul lui de mai înainte, da? Pe efervescenta aia de început de secol. Păi aia vine omul ăsta care pune ambele descoperiri și rezolvă o problemă altui experiment care era un experiment care mi-a arătat că electronii se comportă ca undele. Avea și experimente care electronii se comportau ca particulele, cum era deșteptat. Aveam un experiment care mi-a arătat că ea se comportă ca undele. Adică făceau niște franje de interferență. Niște irizații, așa. Nimeni nu putea să explice chestia asta. Încearcă de lucru explicații. Orice particulă care se deplasează are o undă asociată. În unele experimente, această undă ar fi simțită. În alte experiențe, n-ar fi simțită. Și s-ar vedea particulă. Încântător de simplu explicat. Aici e formula în care calculează lungimea de undă asociată unei asemenea particule. Aici frecvența asociată. Iar formule destul de simple, destul de cumis. Nu. Mari descoperiri, cruciale descoperiri în fizică. Ei bine, Niels Bohr ia să aplice chestia asta la calculul atomului de hidrogen. Adică un sistem care are un nucleu și un singur electron. Ăsta, și în mecanica clasică, sistemul de două corpuri poate fi calculat exact. Îți rup picioarele când ai ajuns la trei corpuri, nu foarte departe. Dacă vrei să calculezi exact cum se vor mișca trei corpuri, ți-ai rup picioarele și s-au dat zeci de mii de teze de doctorat, sute de ani pe tema asta și a contribuit la nașterea științei complexității nereușită asta. De-aia, și că era cel mai simplu, s-a ales atomul de hidrogen. Hai să le explicăm complet. Adică ce se explică? Se explică spectrul care apărea în... Deci, liniile de culori pe care le emite electronul când cade de pe, zicem noi acum, cade de pe nivel 4. Deci, după ionizarea hidrogenului, când electronii revin pe orbitele lor, se emite fizica clasică, spunea că ar trebui să fie un spectru continuu. Adică să am un fel de curcubeu. Realitatea experimentală îmi dădea un spectru discret. Bun. Și Bohr spune așa. Păi, asta înseamnă că ăștia ar fi așezați pe orbite la niște distanțe. Nu la orice distanță. Ce să-i pună pe orbitele astea la distanțe diferite. Păi, ar fi o condiție să autorezoneze unda asta asociată electronului. Deci să fie număr întreg de lungimi de undă. Orbitele respective. Face socoteala cu modelul ăsta și frumos explică foarte multe dintre dungulițele din experiment. Dar, rămân în cazul în care a introdus hidrogenul în câmp magnetic și în alte cazuri, rămân niște dungulițe neexplicate. Și acolo era calculul exact. Nu știam că se socotească cuantic, nu știam că ecuația lui Schrödinger. Era, socotea ca mecanica clasică, cu instrumentele de acolo. Și spunea aia, păi sunt viteze mari, deja factorul viteza luminii, factorul relativist, intervine și el. Îl ia ajutor pe unul Sommerfeld,
la chestia asta și calculează luând în considerație și efectele relativiste. Și deodată se explică și alte liniuțe de-astea care apar duble, așa, mici diferențe din spectrul atomului de hidrogen. Deci aplică de vroi, relativist așa, părea că din aceeași concepție, din aceeași mod de a vedea lumea, se poate explica că teoriile astea converg către o explicație consistentă. E, dar dacă ăla era un câmp magnetic foarte dezordonat, făcut așa de colți, de chestii, deci sălbatic, foarte sălbatic, să-i spun. Mai păreau niște lungurițe, se numește structura hiperfină a spectrului. Pe alea n-am mai avut cum să le explice absolut deloc. Trebuia să aducă tot felul de constructe suplimentare. Electronul dovedea că mai avea o dimensiune și o proprietate în plus, imposibil de imaginat și de gândit cu intuiția noastră obișnuită din lumea asta macroscopică care ne învățim. Era vorba de spin. Spinul, numărul ăla de spin despre care auzim, e acea proprietate care n-a mai putut fi explicată pe linia asta de gândire. Asta, până la urmă, a clătinat și a cerut să vedem lumea din alt instrument de descriere. Să acceptăm că avem nevoie de alte instrumente de descriere. Ei, Heisenberg a venit și a adus primul ideea celor instrumente de descriere, formând un principiu de incertitudine. El a spus incertitudine, vedeți? Starea de incertitudine e a creierului, e a noastră, nu e a lumii. Și starea de incertitudine este o stare de tensiune. Nu poți să stai în incertitudine foarte mult timp. Te consumă. Incertitudinea ca stare psihologică, ca problemă de viață, te poate omorâ. Când mă duceam pe la babele alea care ghiceau în bori, să le studiez, era clar, devenise foarte clar lucrul ăsta. Că există un mecanism. De ce acceptăm, de ce se acceptă excrocheria de multe ori în zona asta? Ai nevoie de o minciună bună ca să suspezi starea de incertitudine că e mai profitabil decât să mor din ea. Deci, alea nu le-au ars pe toate pe rug în istorie, pentru că au utilitate socială. Mint frumos. Asta este. Asta nu înseamnă că unele nu mai ghiceau câte ceva. Sau. Dar... unele erau chiar bune. Unele erau chiar bune. Dar chiar și, în asta ai nevoie, așa cum ai nevoie, de multe ori în viață, de micile autoamăgiri. Și toți, cred că am avut și autoamăgiri. Ei, de fapt, principiul de incertitudine ne spune următorul lucru pe care l-a exprimat ulterior Bohr, mult mai. Situația pe care o descoperim este că nu putem să luăm și instalația experimentală cu care să măsurăm poziția, și instalația experimentală cu care să măsurăm impulsul unei particule și să le punem în laborator simultan una cu alta. Nu ne permite spațiul ăsta așa cum este el făcut. Astfel încât să le vedem simultan. Trebuie ori să o alegem pe una, ori să o alegem pe cealaltă. Aici suntem complet liberi ca experimentatori. Avem liber arbitru. După ce am ales, aia va arăta conform alegerii mele. Fie poziția, fie impulsul. Deci are o complementaritate, o să
era pe pozițiile filozofice. Aici pe pozițiile aparatului experimental. Deci asta este situația cuantică care i-a nebunit pe mult. Cum nu pot să învăț, cum să nu pot să văd un electron unde el și că se mișcă cu anumite viteze. Ori îl văd post stând și atât și ar putea fi oriunde. Nu știu. Greu. Greu de acceptat, greu de digerat și greu de înțeles situația asta. Însă, știința în sensul utilitarismului a progresat enorm pe acceptarea acestui principiu. E, acum vine o parte extraordinară. Henry Stapp, autorul Mindful Universe, este psihologul cuantic preferat de către mine. Deci ăsta e un om care a fost colaborator, asistent și colaborator al lui Heisenberg foarte, foarte apropiat. Și a dezvoltat principalele idei ale teoriei este încă din anii 50 și ceva. Nu a publicat nimic, n-a avut nici în Wikileaks nimic din ce gândise el acolo. Pentru că efectiv era frică de Heisenberg. Era frică de Heisenberg. Dacă în fizică vii cu o interpretare neconformă cu cea ortodoxă a școlii de la Copenhaga, pentru carieră nu e foarte bine. Nu face foarte bine la carieră peste un nivel. A rămas într-o ideologizare. Școala de la Copenhaga ține la interpretarea ei foarte tare. Deci, interpretarea anumită ortodoxă. Asta nu contrazice interpretarea.